Ce drag, ești pe Titanic la secțiunea de baștan? Da. Acolo era muzica de asta de pian de... A, vrei să stai aici? Aici, pe astea? Nu? Așa arăți și tu, nu? Îmi bat aici? Și asta, bă, Dorele? Mamă, oare ce greutate are asta dacă ar fi să-ți plice în cap? Fetița, ce faci aici? Filma candelabrul ăsta mare. Da. Interesant, dar parcă e mai frumos în reflexie. Probabil pentru că se vede mai dintr-un unghi mai orizontal decât de aici, de dedesubt, știi? A trebuit să urcăm pe scările astea ca să-l vedem mai bine. Păi am urcat în prima zi, dar de. Trebuie să mă urc și eu acum. Da, urcă-te. Ia să vedem cum arată... Cum se împiedică motonelul pe scări. Ia să vedem. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 1, și 2, și 3, și 4, și 1, și 2, și 3. Ce? A, da. Ce chestie aici? Parcă chiar ești pe Titanic în partea aia de sus. Sper că nu se scufundă și asta, știi? Ce mai fi? Pare un restaurant, un bar, ceva. E chiar că-ți dă impresia de Titanic. Cu scările astea, așa, poate chiar asta a vrut să... Poate chiar asta a fost ideea, știi, intenția să aibă stilul ăla, știi? Că mi-aduc aminte de scări de genul ăsta, exact așa erau și pe Titanic. Sau... Cel puțin la mine memoria a rămas așa, acum nu mai știu exact, am văzut filmul de mulți ani urmă. Așa, și nu știu dacă filmul respectă. Nu e sigur că dacă în film, într-un film îți arată ceva, chiar așa s-a întâmplat în realitate. Fetița! Deci că suntem într-un castel aici și suntem cazați. Interesant, nu? Cumva dă impresia că ești cazat la castelul Pereș sau undeva, știu, de, la un castel, practic. De fapt, chiar se numește Palat, nu? Da. Păi de asta am și venit. Noi n-am venit aici la plajă sau la făcut baie sau orice altceva. Pur și simplu am văzut poze cu hotelul pe net și am zis, băi, așa de mișto, hai să mergem, mergem pur și simplu pentru hotel, știi, e atât de frumos încât merită vizitat, merită să stăm acolo, știi? Nu știu ce e aici. Fetița! De. Să încerc să evit zonele, că văd că mai sunt și statuile, sunt mai așa, mai sumar îmbrăcate. Să încerc să evit zonele, deși oricum nu se vede mare lucru și în plus arta face o excepție, adică nu se consideră. E ca și cum ai filma niște oameni dezbrăcați, știi?
Harta e altceva, e... Fetița! Mi-a? Dai seama că dacă... Dacă în art, în tablou, în sculpturi, ar conta asupra pusă de care ar fi același lucru cu persoanele reale, știi, mai sumar îmbrăcate, asta înseamnă că muzeul Louvre ar fi că e plin de tablouri și statui cu oameni de ăștia sumari îmbrăcați, știi? Îți dai seama ce ar fi acolo? Ar fi un adevărat muzeu erotic acolo, dar nu e, vezi? Când e vorba de artă, e altceva, deci nuditatea în artă nu este același lucru cu nuditatea unor persoane reale, știi? Da. Și oricum nu e chiar nuditate, stă așa parțial cumva, nu? Da. Fetița, ce face fetița lui tati? Ce face fetița lui tati? Așa ceva confortabil. Da?